După 12 etape, în Liga a 4-a de fotbal Hunedoara, primele 5 clasate sunt înșirate pe unei carte de 4 puncte. Noul lider este Inter Petrila cu 26 de puncte, care s-a impus cu 5-0 în deplasarea de la ultima clasată, Minerul Uricani, care are doar o victorie în acest campionat. Urmează un grup de 3 echipe cu 25 de puncte, despărțite de gol averaj, ordinea fiind Gloria Giurgiu, Retezatul Hațeg și CSM Vulcan. Giurgiu și Vulcan au remizat între ele 1-1 pe terenul Primeia, iar Hațegul a făcut 0-0 acasă cu a cincea clasată, Șoimul Băița, care are 22 de puncte și este la 3 lungimi de poziția a patra, ultima care duce în play-off-ul pentru câștigarea campionatului. Și în jumătatea inferioară a clasamentului, situația este destul de încălcită, în special pentru turneul rezervat echipelor de pe locurile 5-7 de la sfârșitul sezonului regulat. Astfel, Victoria Călan a câștigat cu 2-1 la Dacia Orăștie și cu 12 puncte este pe 6, cu unul mai mult decât adversara sa, care a coborât pe poziția 7-a. La un punct de Orăștie și 2 de Călan este CS2 Hunedoara, care a câștigat derbiul echipelor secunde ale unor divizionare C, după victoria cu 4-1 de pe terenul celor de la CSM2 Deva, care are 7 puncte. După un an foarte greu pentru fotbalul nostru, ne vedem ajunși aproape de final cu jocurile programate la nivelul echipelor de Liga 4. Vom avea duminică etapa 13-a. Se pare că este un campionat destul de animat, unde 5 echipe se luptă pentru a prinde un loc în Final Four. Așa, după cum știți, după terminarea fazei 1 a campionatului, faza a doua vor fi repartizate echipele în trei grupe valorice, Final Four, locurile 1-4, după aceea locurile 5-7 și locurile 8-10. Duminică 28 noiembrie, începând cu ora 13, sunt programate meciurile rundei a 13-a, penultima care se dispută în acest an, iar programul cuprinde două jocuri tari, respectiv Petrila Hațeg și Băița Giurgiu, dar și o partidă cu miză pentru poziția a 7-a, cea dintre Hunedoara și Orăștie. Celelalte meciuri sunt Vulcan Deva și Călan Uricani, formațiile gazdă fiind cotate ca favorite în aceste întâlniri care, dacă nu vor fi schimbări de ultim moment, se vor disputa fără spectatori, ca și celelalte jocuri ale etapei, lucru valabil pentru toate competițiile sportive din România.